Bună, dragii mei, și bine ați revenit în atelierul meu și pe canalul Dr. Crochet Implicit. Dacă sunteți acum, în acest moment, pe acest canal, înseamnă că ați început gnomul. O să aveți o surpriză legată de el, dar membrii canalului și membrii grupului vor vedea la momentul respectiv, însă acum haideți să facem partea a doua și să îl finalizăm dacă e prea frumos. Și cum îmi place mie să spun, să avem spor și voie bună! Căciulița gnomului. Haideți să povestim un pic despre ea. Eu am ales să umplu corpul cu vatelină. Bine, bine, uitați ce formă frumoasă a luat corpușorul. Minunat. Și chiar o să mai completez aici. Bun. Acum vă voi lăsa pe ecran pașii. Mai exact, toate rândurile cum le-am lucrat eu. După cum vedeți, am folosit două culori. Roșu și verde. Câte 5 rânduri din fiecare culoare am făcut. Aici, ca să pot agăța un globuleț, fie croșetați o mingiucă rotundă, da? Fie agățați un globuleț pe care îl aveți prin casă. Este foarte, foarte simplu. Eu am început cu 15 rânduri aici, formate din 6 piciorușe scurte, ca mai apoi să încep să sporesc treptat. După cum vă spuneam, vă las aici pe ecran toți pașii. Acum, această căciuliță poate fi făcută uni, într-o singură culoare, doar verde. Poate fi făcută roșie. Aici puteți să jonglați dumneavoastră, să o ornați cu ce doriți. Am văzut pe rețelele de socializare tot felul de modele. Primăvara cu floricele ornat, cu albinuțe, iarna, nu mai spun, chiar și sub formă de brăduț această căciuliță. Eu am un brăduț croșetat cu mărgeluțe pe canalul de YouTube. Vă voi lăsa aici jos sub ecran, în descriere, linkul care duce către acel tutorial să vedeți tehnica de lucru, exceptând mărgeluțele, nu neapărat cu mărgele, dar vreau să vedeți acolo cum se construiește un brăduț, fiindcă la un moment dat la rânduri agățăm câte un singur fir ca să putem lucra pe celălalt crengile brăduțului. Deci puteți să adaptați la acest gnom, la această căciuliță, și să-i dați multe, multe întrebuințări în funcție de anotimp. Eu am, ca să aibă mai multă ținută, să știți că eu am purtat firul după mine, nu știu dacă se observă aici la verde, cred că se observă un pic firul roșu, fiindcă eu am petrecut, ca să mă exprim așa, am plimbat după mine firul și automat că am obținut o ținută mai bună. Uitați, ca să nu am fire pe dedesubt, am plimbat firele după mine. Le-am prins în lucru, pur și simplu. Da? Uitați că deja am două aici. Acum, la ultimul rând, eu am 72 de piciorușe scurte și voi face ultimul rând cu dumneavoastră. Vă voi explica să vedeți. Ultimul rând, numai bine, îl voi face cu roșu. Voi schimba culoarea la ultimul picioruș, scot nuanța de verde și încep cu roșu. Scot prin cele două firicele ca să se formeze ultimul picioruș scurt. Și voi introduce deasupra primului picioruș croșeta și voi face un ochi alunecat. Un ochi de lanț, introduc în următorul spațiu deasupra următorului picioruș și fac picioruș alunecat. Un ochi de lanț, fac un picioruș alunecat, un ochi de lanț, un picioruș alunecat. Și tot așa, tot rândul, să facem aici o margină frumoasă. Bun. Și căciulița este gata. Uitați ce frumos se vede această terminație. Da? Și o vom așeza noi, uitați, astfel. Însă,
Aici în față vom ridica căciulița, da, astfel, și îi trebuia un năsuc. Năsuc pe care eu l-am început pe cercul magic, pe 6 piciorușe scurte, apoi am sporit 1, dau 1 și la rândul 2 am obținut 9 piciorușe scurte. Rândul 3 și 4 au fost formate din 9 piciorușe scurte, ca mai apoi să fac scăderi, ca să rămân din nou cu 6. Un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt, o scădere. Acum, cu acușorul, noi vom introduce, uitați așa, pe sub o buclă și din interior, din exterior și din interior, uitați astfel, și vom strânge mai apoi, fie coase, fie dacă aveți pistolul cu silicon, lipiți acest năsuc și elementele decorative în vârf, ca să ne stea nouă așa frumos într-o parte. Uitați, da? Ascundem un lucru, eu am băgat un pic de vatelină și vom lipi aici năsucul. La căciuliță eu am sârmă plușată și am să o introduc aici, în capăt de tot, sper să și reușesc, ca să pot să modelez eu. A ajuns. Perfect. Și dacă eu am aici această sârmă plușată, pot să modelez, uitați, astfel. Și aici să prind eu un globuleț. Da? Bun. Dacă nu, cu ac și ață, veți coase de căciuliță, dar nu mai stă așa distanțat dacă veți coase. Așa, dacă găsiți această sârmă plușată în librării, vă ajută foarte, foarte mult. Haideți să facem o frunzuliță împreună și ridicăm 9 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne întoarcem din ochiul 2 și începem și lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da? Acum, ce vom face? Încă 2 piciorușe scurte în același ochi, aici, în ultimul ochișor, ca să putem întoarce lucru nostru. Da? Deci, în ultimul ochi avem 3 piciorușe scurte. Haideți să ne întoarcem pe partea aceasta, agățăm și firul în lucru și lucrăm. 1, 2, 3, 3, 3, haideți să dau eu firul, 3, 4, 5, da? Doar 5 piciorușe scurte, 2 ochiuri de lanț. Întoarcem lucru și introducem printr-un singur firicel și lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum introducem, da, sub 2 fire la bază aici și lucrăm 3 piciorușe scurte în același ochi. 2, 3. Acum urcăm cu piciorușe scurte, la fel, agățând un singur fir. 1,
2, 3, 4, 5, da? Ridicăm două ochiuri de lanț, întoarcem rândul și la fel introducem agățând, introducem croșeta agățând un singur fir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și jos la bază facem un picioruș alunecat. Eu voi face 3 astfel de frunze. Le voi atașa aici într-o parte, 1, 2, 3. Voi lipi câteva mărgeluțe, cred că tot 3 mărgeluțe roșii. Și gata decorul. Voi agăța aici un glob și gata gnomul nostru. Ce ziceți, dragii mei, vă place ce a ieșit? Eu sunt foarte, foarte încântată. Chiar aștept cu nerăbdare și pozele dumneavoastră pe grupul de pe Facebook intitulat Lucru Manual de prin lume adunate. Vă repet că veți avea o surpriză legată de el pentru luna decembrie, dar până atunci să aveți spor în toate și să ne revedem la un nou proiect minunat în atelier. Pa!